întâi, pentru că se întâmplă aici, la Buzău. Ei, trecem acum mai departe și ați văzut că am venit și cu foarte multe premii la acest festival și printre ele se datorează și următorului invitat, pentru că este fără îndoială caricaturistul momentului în România. V-ați amuzat deseori primind lucrările sale umoristice de la prieteni pe rețelele de socializare. O parte dintre ele sunt expuse deja în foaierul sălii Consiliului Județean. Venit din Brăila, Costel Pătrășcan vă va încânta în mod sigur cu un show mai altfel. Haideți să-l primim cu aplauze pe Costel Pătrășcan! La spectacolele mele spun eu că întâlnesc două categorii de public, cel care râde și are, spun eu, care simte umorul și cel care se supără și spun eu că a înțeles. Mă numesc Costel Pătrășcan, așa cum s-a spus, sunt caricaturist. Caricaturiștii sunt niște oameni normali. Ei nu doar că sunt oameni normali, sunt și foarte modești. Și nu așteaptă nimic din partea publicului. Pentru a face caricatură îți trebuie, zic eu, mai multe ingrediente. Informație, concizie, umor, este o latură nativă, dar se și educă și ceva talent grafic. Eu desenez de mic. De mic am vrut să fiu cineva, să fiu o vedetă, cum se spune în ziua de azi, să fiu un brand. Dictonul după care mă călăuzesc în viață este Noștete Ipsum, care știți bine se traduce. În viață, pentru a ajunge cineva, chiar și președinte, este bine să te ții de școală. Am colaborat cu ziare naționale și reviste de satiră. Am trimis la ceva saloane internaționale unde am luat ceva premii. Am luat ceva trofee, iar acum acesta este ultimul meu trofeu. Pot spune că norocul mi l-am făcut cu mâna mea. Am o fotografie de la o expoziție din Bruxelles cu un grup de admiratoare. Fac caricatură de la Revoluție, eu spun că sunt un profitor, un beneficiar al Revoluției. De 33 de ani pot spune că am făcut ceva carieră. Cu ce am câștigat din caricatură am reușit să-mi fac o casă. Iar acum trebuie să recunosc, lucrez la una mai mare. Făcând caricatură, de multe ori sunt certat pentru părerile mele. Chiar nu ți-e rușine să vii să ne spui că noi furăm? În momentul de față, raportat la activitatea mea artistică, sunt într-o perioadă de căutări. Raportat la starea mea civilă, nu știu dacă interesează pe cineva, sunt într-o relație complicată. Dar să nu exagerăm, relația mea cu domnul primar este destul de bună și ușa la dânsul este mereu deschisă. Dar chiar sunt iubit la Brăila. Am fost cu un an în urmă, înainte de a începe războiul din Israel. Am fost la zidul plângerii, unde am depus ceva bilețele, de împăcare, până acum nimic. Am colegi care mai toată viața lor au ținut să mă depășească.
Mai nou am început și o afacere. După, și trebuie să recunosc că îmi merge destul de bine. După ce am făcut această fotografie, am fost copiat de cineva. De câteva luni recunosc că am ochelari. Am probleme cu vederea, ca mai toți dintre noi. Acum cu ochelari mult mai bine, să știți. Am să pomenesc de o perioadă complicată din viața noastră, perioada pandemică. Atunci m-am vaccinat cu Pfizer și am să vă spun și de ce. Eu am crezut atunci că, și cred și acum, că ce-i în mână nu-i minciună. Aici am o fotografie înainte și după vaccinare. Dar trebuie să recunoaștem că și pandemia a avut părțile ei bune. Am făcut o comparație între 2021 și 2022. Am fost anul trecut la un festival la Bistrița, Mărul de Aur. Am luat atunci un premiu, 50 de kilograme de mere. Am venit cu mașina, vin de la Brăila, am venit cu mașina. De multe ori pomenim de infrastructură, într-adevăr, încă mai e de lucru. Și veniți pe dumneavoastră, mi-am dat seama că, într-adevăr, se lucrează. Cam așa arată Europa cu harta Europei cu autostrăzile. Dar eu zic să nu fim cârcotași și atunci când socotim fiecare metru de autostradă, chiar să punem fiecare metru. Am văzut că se lucrează și la dumneavoastră, se toarnă betoane. Eu am pregătit și pentru un calup, pentru un bis, nu mi s-a cerut niciodată, am ținut doar să vă spun lucrul acesta. Să ne aducem aminte de câteva elemente importante din viața noastră din ultima perioadă. Am văzut că ANAF-ul și-a întețit controlele, avem nevoie de bani la buget. O mare problemă o reprezintă digitalizarea întreprinderilor de stat. Iar cu anul trecut, în luna mai, am avut parte de rotativă. Chiar după rotativă, coaliția a funcționat destul de bine. În 2022 am scos un album de caricatură. Știți și dumneavoastră tema majoră din portofoliu domnului Iohannis, România Educată. Eu cred că este un proiect ratat. Am zis că recuperez această temă importantă și să adun ceva teme pe teme ecologice, parafrazări după texte literare, să le adun într-un album. Și am făcut România Educată, pe care l-am trimis și domnului Iohannis. A fost întrebat de ziariști ce părere are de acest album, iar răspunsul dânsului a fost următorul. Ha, ha, ha. Dar în decembrie anul trecut am făcut România Educată, un alt album pe care l-am și aici la dumneavoastră. Apropo de domnul președinte, cu câteva luni în urmă a fost în Africa, după cum știți. Mulți spun de domnul Iohannis că este o persoană ștearsă. Anul trecut s-a finalizat un balcon din Brăila.
Atunci, de atunci la Brăila, de atunci sunt două balcoane celebre, cel de la Verona și cel de la Brăila. Mi-am pus problema dacă acolo locuiește cineva. Și a devenit un loc de pelerinaj. Foarte mulți turiști vin și fac poze cu acel balcon. Dar un lucru important pentru țară, fiindcă până la urmă a fost cea mai importantă investiție de după Revoluție, este vorba de inaugurarea podului de la Brăila. Atunci mi-am pus problema dacă de ce doar clasa politică se așează în capul mesei și participă la astfel de inaugurări și noi, cei care muncim și de multe ori suntem și oameni corecți, nu avem parte de astfel de momente. Așa că mi-am permis să fiu purtător de mesaj la dumneavoastră și m-am dus cu o săptămână de zile înainte și am tăiat o panglică în numele dumneavoastră. Imaginea s-a viralizat într-o candidată. Imaginea s-a viralizat atât de mult încât atunci când a fost domnul Iohannis premierul și tot guvernul, n-am mai tăiat panglică. Deci sunt singurul tăietător de panglică. O am la mine și să știți că sunt aș fi încântat să-l un parc cu dumneavoastră după spectacol. Atunci am făcut și eu o caricatură. Știți că au fost și ceva probleme. Acum o săptămână am avut parte de comasare. Comasarea alegerilor. S-a lucrat foarte mult la această construcție politică. Dar până la urmă a ieșit un lucru frumos. Mi-aduc aminte de un mesaj al domnului Rareș. Nu îi primiți în partidul nostru! Ferecați ușile PNL pentru orice ales local al PSD. Ca să rezum cum a avut loc această comasare a alegerilor. Ne uităm mult la televizor și am câteva desene. Toți politicienii, eu apreciez tare mult clasa politică și toți politicienii importanța au din partea mea un like. Dar eu zic să nu băgăm politicienii, pe toți politicienii în aceeași oală. Am să pomenesc de tipologii, de feluri de a fi ale românilor. Și spun că românii sunt patrioți. Românii fac haz de necaz. Am văzut că românul în ultimul timp nu-i mai place să citească.
Românii își respectă istoria și eroii. Românul nu mai place să se asume răspunderea și dă vina pe anturaj. Aș împărți românii iarăși în trei categorii, cei cumpătați, cei petrecăreți și cei normali. Aș mai găsi o categorie. Românii sunt puțin naționaliști. Poate că nu e cel mai rău lucru. Românii sunt prietenoși. Românii sunt verticali. Românului îi place să se savureze cafeaua. Românului îi place să mănânce, este gurmand. Românii sunt săritori, se ajută între ei. Românii țin la costumele lor populare. Mai ales dacă aceste costume sunt moștenite de la bunici. Românii țin să pună punctul pe i. Dacă tot vorbim de costume populare, vorbim de haine, mergem cu toții și ne cumpărăm hainele de la mall. Am o imagine de la mallul din Brăila, parcă nici mallurile nu mai sunt cum erau. Dar am fost și aici la dumneavoastră, la Buzău. Am o cronologie, cum a evoluat gura lumii. Am etape din viața dumneavoastră, care le-am reprezentat grafic sub formă de inimă. Sper să vă regăsiți. Prima parte este valabilă pentru cei născuți, ca majoritatea din sală, înainte de Revoluție. Cam asta este, despre asta este vorba. Iar pentru cei născuți după Revoluție, lucrurile stau puțin diferit. Inima nu fi de piatră, că doar tu n-ai fost lăsată să vezi dorul cum mă poartă frunză-n vânt. Inima nu fi haină, că ai și tu un pic de vină, dacă n-am o zi senină pe pământ. Inima cu ochi ca mura și ca trandafirul ura, nu-mi da dragostea, te dura că e păcat. Inima nu fi de casă fără zâmbet cald pe față, fără când să spun câteva lucruri despre sectorul medical. De câte ori am avut ocazia să merg într-un spital, a trebuit să mă
implic. Știm cu toții, este ușor să iei un virus. A venit primăvara, sezonul gripelor. Când intri la medic, ești întrebat cum stai cu scaunul, ți se ia pulsul, ești întrebat cum stai cu reflexul condiționat, deși s-au făcut eforturi mari și știți că s-au mărit salariile în sectorul medical, totuși mai sunt probleme de genul... Iar dacă nu ai bani, dar trebuie să recunoaștem că există o lipsă acută de personal. Și tot despre lipsa personalului. Totuși, nu trebuie să disperăm, în România mai sunt ceva doctori. Dar să pomenesc și de stomatologie. Când mergem la stomatolog, ni se cere să căscăm gura. Dar fiindcă s-a pomenit mai înainte de reclamă, am și o interpretare, dacă știți, de Supramax. Mă așteptam să am un public de calitate la Buzău și am venit cu o temă, zic eu, generoasă. Voi trece prin... Vă rog să încercați să redeveniți copii, să ne aducem aminte de lecturile pe care parcurgeam noi cândva, să ne aducem aminte de harap alb. De scufița roșie. De capra cu treiezi. De primii ani de școală. Când mai toți ne doream câte un animăluț. Ne aducem aminte de extemporale. Parcă pe vremea noastră era altfel. De balada lui Toma Limoș. Am înțeles că acum nu mai o regăsim în literatura română, în cărți. Ne aducem aminte de Coșbuc. De Vasile Alexandrii. De câteva versuri de toamnă. De bucuria de a descoperi pe Eminescu. Tot Eminescu cu La Steaua. Ai noștri tineri. Revedere. Cete legeni. Cunoaștem prietenia lui Eminescu Creangă.
Mai târziu l-am descoperit pe Arghezi. Supliciu de a-l citi pe Sadoveanu. Mai târziu Blaga. Apoi Labiș. Bacovia. Ne aducem aminte de adolescență, că mai toți scriam câte o poezie. Nu puteam să-l uit pe Caragiale, cu O scrisoare pierdută, Zoe. Otilia Cazimir cu O furnică. Nikita Stănescu. Mircea Eliade. Ca la final de adolescență să vină Bacu. S-a vorbit o perioadă ca Bacu să se dea sub formă de test grilă, cam așa ar fi arătat un subiect. Am spus până acum despre copii, noi știm că cei mici sunt niște îngerași. Ei sunt fascinați de nouă tehnologie, de tablete, de telefoane. Chiar de mici ne dăm seama că ei reprezintă o cu totul și cu totul altă generație. Și au cei mici uneori niște întrebări. Sau o altă întrebare. Sau o altă întrebare. În ultima perioadă am avut parte de matematică online. Iar pentru iubitorii de fizică, am să trec rapid și prin istoria românilor, care cred eu că este destul de amuzantă. Ne aducem aminte de Burebista, primul rege getotac. De atunci, de 2000 de ani, a existat această, au existat ceva cuvinte dacice. A existat de atunci această întrebare. Știm că din Încrucișarea... Din încrucișarea poporului dac cu cel roman ne-am format noi.
Sărem peste timp, peste ani și ajungem la cel mai important român considerat într-un sondaj, Ștefan cel Mare, care, deși era sfânt, avea parte de o mulțime de escapade. Tot cam în acea perioadă a domnit și Vlad Țepeș. Ne aducem aminte de Negoi Basarab cu ptitoria lui. De muzica medievală. În perioada aia, pedepsele erau foarte dure. Ne aducem aminte de Unirea de la 1859. De Războiul de Independență. De Primul Război Mondial. De Revoluție și Mineriade. Am să vă prezint câțiva politicieni care și-au pus amprenta pe viața noastră în perioada de democrație de 33-34 de ani, personalități marcante. Unul dintre acestea a fost Adrian Năstase. Alta a fost Traian Băsescu. Știți că Băsescu făcea tandem cu domnul Boc? A venit tare din urmă domnul Ponta. Firava a apărut și societatea civilă. Am o caricatură care cuprinde primii trei președinți. Evident că nu-l puteam uita pe domnul Iohannis. Mai am una tot cu... Dar trebuie să recunosc că are și Brăila contribuția ei. A, nu. Aici este vorba despre o femeie politician care pentru a ajunge sus a trebuit să plece de jos. Și spuneam că are și Brăila contribuția ei. Domnul Tudose. Se tot pomenește de punctul de pensie. Am să vă arăt cum arată punctul de pensie, cel din 2022. 21, 22. A existat o perioadă când mixtiunea politicului în justiție a fost foarte puternică. Cred că și acum lucrurile nu stau departe, dar am făcut atunci un desen. Care a fost punctul meu de vedere atunci? Să vă pun o ultimă întrebare. Unii mi-au spus o pun, alții mi-au spus să nu o pun. Vreți să rămân în continuare caricaturistul vostru? Dar noi știm că viața noastră e formată din opțiuni, din alegeri. Și că
fiindcă anul acesta vom avea parte de mai multe alegeri, îmi permit ca să vă prezint un filmuleț cu un actor genial din Bărbina. Să intre alți doi! Să trăiți, domnule deputat, cu întreaga familie și tot coprinsul. Nu sunt eu, domnul deputat. Ce mă nișușiți cu cine o să votați? Ce să mai știm, bre, că noi să fiu alt dragul. Votăm bătinchiși. Na! Păi, acum blăsutele pe jumătate? Nu! Dar după ce o să votați cum trebuie, vă dau și garanția. E cu schepsi, Spani. Ai noștri partid istoric, le are. Uite și câte trei cărți de alegători de fiecare. Votați la trei secții diferite. Crucea. Și nu uitați, sunteți morți. Știu, știu. Și am ieșit din mormânt numai acum, interes de serviciu. Așa, vezi? A ieșit afară să vină următorii doi. Să trăiți! Vorba aia, fane. Trăirem să ne vedem și morți. Dar noi știm că pleacă ai noștri, vin ai noștri. M-am întrebat dacă atunci când s-a format noua coaliție vom avea parte de un guvern mai performant. Dar anul acesta, datoria noastră este să mergem până la urmă, sigur, să mergem la vot. Fiindcă lucrul ăsta contează. Totuși ar fi nedrept să spun că după 33 de ani, în România chiar nu s-a schimbat nimic. Este clar că într-o poză, într-o imagine din 1980 și una de acum, e o diferență. M-am întrebat unde este țara mea. Foarte mulți români au plecat afară, se spune că 6 milioane, mulți își cresc copiii acolo, mulți și-au luat și părinții, o parte dintre noi a rămas aici și m-am întrebat, evident, unde este țara mea. Țara mea este acolo. Unde inima mea bate? Unde inima mea bate? Unde inima mea bate? Unde inima mea bate? Nu, stați. Nu. Haideți că ne-am. Acum. Ați râs. Îl mulțumesc. E bine că ați râs. De prostie. De minciuna. De ridicolul sălbăticii. E bine, dragii mei. E bine să râdeți. Și poate că râsul nu e de ajuns. Ca să stea în calea batjocurii, în calea sălbăticii. Poate mai trebuie și altceva. Nu poate. Sigur, trebuie să opriți.
Da, mă bucur că totuși la Buzău și anul trecut am fost și am avut parte de normalitate, adică mesajele mele au ajuns la oamenii ca dumneavoastră. La Brăila este cu totul și cu totul mult mai greu. Recunosc că de 10 ani de zile acolo nu pot să fac așa ceva. Am să prezint câteva caricaturi de bisul de care spuneam. Intuiesc că l-ați fi vrut. Râdeți, râdeți, cu pământ, cu tot, până când vă mai suportă ultimul șarlot. Nu de eu când râdeți, râdeți, râdeți voi de voi, că sunteți grăbiți și cinici și infulți și doi. Cernicea prin calcă... Aplauze pentru Costel Pătrășcan, aplauze! Da, un artist deosebit, mă bucur că... Ați urmărit un umor mai altfel, dar un umor inteligent, ca și publicul din sală. Am stat în culise și am văzut show-ul lui și sunt extraordinar de mândru de buzoienii mei, cât sunt de deștepți ca să înțeleagă toate subtilitățile lui Costel Pătrășcan. Un preș de participare pentru Costel, da, și o caricatură a colegului său, da, un preș de participare, mulțumim. A prietenului său din Sibiu, Cliff Vecerdea. Mulțumim foarte mult, Costel, pentru participarea, da. Iată cât de mult te apreciază publicul. Înseamnă că mai avem o șansă. Bravo, Costel Pătrășcan, de la Brăila, caricaturistul momentului. Așa este, caricaturistul momentului, care, iată, este prezent la Buzău, la festival, și mulțumim.